Întreabă cineva? Păi așteptăm acum să dăm o distribuire. O distribuire, vă rugăm frumos, care da, vreți și care puteți. Da, fraților. Da, distribuire, că trebuie să... Da. Nu știu. Că să dezmintă aceste zvonuri neadevărate, care au fost și care sunt. Hai să dă... Să fim mai mult. Să dea răză. Da, și voi vă rugăm frumos, fraților, o distribuire. Că vreau să dezmin ceva ce nu e adevărat. Deci, da. Dați și voi, fraților, o distribuie și intrați și voi cât puteți. Asta e o mică, hai. O să dea distribuire multe rău și o să uite, m-am întâmplat tot timpul. Să e 100 de oameni. Hai, Dabau. Tu te vezi cu metea acolo? Da, cu metea nu-i problemă. Fă-ți datoria ce-i de făcut, ce știi tu că e de făcut. Să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba, că așa, uite. S-a zvonit foarte multe. După cum știi și tu, și ai trebuit să persoane. Trebuie clarificată situația asta. Nu e 200 și trebuie clarificată situația asta cu metre. Că suntem familie cu toții. Tu ești cu mătru nostru 20 de ani, cu mătru, cu frățiorul meu, cu Emi. Florin, la fel, e cu mătru nostru, viața noastră, Florin Salam. Cu mătru Adrian, la fel, mi-a botezat băiatul, e cu mătru nostru. Nașul meu. Te pupăm, Mariusini. Vă pupăm pe toți să vă trăiască familia și cei iubiți. Așa a găsit de cuvință cu bătul nostru Mihăiță, că trebuie, și așa e corect, cred eu, că trebuie să fac acest live ca să dezmintă toate zvonurile astea care s-au făcut și toți... Pe TikTok, pe toți TikTokare ăștia, toți băieții ăștia care, mărginașii, care vă să puneți paie pe foc, vă rog din suflet, terminați, că n-are niciun rost, că suntem familie cu toții, toți îl iubim pe Florin Salam, știu că toată lumea îl iubește, că regele Mapamondului... Tot globul, cum e? Dar nu, mai mult cu dar nu trebuie să facem acum live-uri, să criticăm pe X, pe Y. Ei sunt colegi, familie. Suntem familie cu toți, ei sunt colegi. El știe mai bine pentru cine a făcut live-ul care l-a făcut. Și mai departe cu metri continuă și vorbește ce-i de vorbit. Dar rugămintea aia mea e la mărginași și băieții cu tiktokarii. Vedeți-vă fiecare dintre voastre, vă trăiască copiii și familia și tot ce iubiți. Nu mai citi tu, să nu te înțelegi. Da, e 5-600 de oameni. Băi, da, fraților, e adevărat că eram băut, că am băut și eram băut și am fost beat. Nu m-am referit, dacă credeți că m-am referit la Florin Salam. Sau dacă așa s-a înțeles. Așa s-a înțeles. Toată lumea așa înțeles. Da. Așa s-a înțeles. Mulți au spus că nu. Mulți au zis că nu. Nu m-am referit, fraților, la Florin Salam. Ăla e viața noastră, viața României, viața Mapamondului, îi iubim toți. E și cumătul la cumetrii noștri. Nașul Adrian Minune, să nu înțeleagă ceva greșit. Niciodată, că am spus, da? E adevărat. Am înjurat de copii, de familie, dar nu m-am referit la Florin Salam și la colegii ăștia noștri din branșă. Să nu înțeleagă greșit cineva, da? Am fost beat, le trag cuvintele pe cine am înjurat, dar nu pe Florin Salam. Voi așa ați înțeles. De ce? Nu e adevărat. Am pronunțat eu, am spus eu, să-mi bag, să-mi fac, să drept. Am fost beat, adevărat, dar nu m-am referit la Florin Salam. Cum să mă refer la Florin Salam? Cine ar face așa ceva? Cine nu știu? Coleg de România, din viața noastră, familia sau la noastră. Colegii tăi. Nu. Și dacă ar găsi Salam, tu n-ai găsit. Îmi cuvintele și cer scuze că am înjurat de copii, pe cine am înjurat eu și ce am făcut. Și pe familiile lor îmi cer scuze, îmi cer iertare, cuvete, că așa e normal. Așa e normal. Omul la băutură eram beat. Am greșit-o și eu că am înjurat cuvete. Dar încă o dată, nu pe Florin Salam, excludem pe nașul Adrian Minune, pe Florin Salam,
și colegii noștri, ca să înțelegeți. Cum e trebuie, ce vrei și să zic? Cum e trebuie, uite ce vreau și dacă spun, să le spui oamenilor, exact cum mi-ai spus mie, că sunt, noi suntem cu metri de 20 de ani să înțeleagă lumea, exact cum mi-ai spus mie, te rog din suflet să le spui și lor promisiunea care ai făcut-o, că nu o să mai existe live-uri de genul ăsta, că tu nu stai în caracter. Păi nu mai să faci tu live-uri că... de astea, niciodată să înjuri lumea, că e urât. Avem copii cu toți, avem familie, avem morți, avem probleme și nu-i bine să înjurăm pe nimeni. Dar cum e trebuie? Sunt greșit? Am greșit? Îți cer întrebare la familie, la toți care am înțeles greșit, la ei. Și dacă ar greși salam, tu n-ai face în viața ta treaba asta. Dar nu e vorba de... Și dacă ar greși cu mătru salam, sau Adrian, sau un coleg de-al tău, vorbim particular. Și aia e... Băi, cam ăsta... Cum e trebuie ceva de zis? Nu, TikTok-ul cu... Nu, TikTok-arii, băieții care sunt cu TikTok-ul, vă rog din suflet, lăsați-i pe ei că știe să se gândeze problemele. El v-a făcut o explicație aici că nu-i vorba de cu mătru de Florin și nici de cu mătru Adrian. Dar voi care vreți să luați problema marginală și tiktokarii, mergeți în fiecare treaba voastră să vă trăiască copiii și familia, vă rog din sufletul meu, nu la alt mod, să vă trăiască familia. Cam atât cum e suficient. Nu mai băgați în familia lor, le spargeți casa lor când ei sunt familie. Lăutari între ei, așa sunt ei, e familie, nu se ceartă așa niciodată, se pupă, plânge unul pe altul și cam asta e. Vă băgați voi în familia lor, după margine, pa, hai. Vă pup, frate. Vă pupăm.